Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou video cu FIFA 15. Înainte să începem, nu uitați ca de obicei să lăsați un like și voi. După cum puteți vedea, avem FIFA 15 cumpărată originală. Ne-a dat-o un băiat foarte de treabă și cu ocazia asta îi mulțumesc și lui. Noi vom juca acum un meci împotriva unui abonat. Are și el canal de YouTube. Vreau să-i fac și o promovare. Este YuliHD Gamer, canalul lui îl aveți în descriere, tot în descriere găsiți și e-mailul, ID-ul de origin. Avem și o problemă noi, din păcate nu putem juca la Ultimate Team, să vă arăt problema. Deci dăm la Ultimate Team și ne apare chestia asta. Asta pentru că noi am avut să scriem un cod, băiatul care ne-a dat-o trebuia să scriem un cod acolo. Aveam 4 încercări și să spunem că am eșuat, n-am scris codul bine și nu mai merge. Pentru cei care știți să ne ajutați, care poate aveți vreo soluție pentru noi, vă rugăm să ne contactați unde puteți, ori pe YouTube, ori pe Facebook, ori pe Skype, ori de ce nu pe Origin. Bun, vom juca un wager, dacă putem să-l numim așa. Este foarte bun băiatul, deci să nu uitați să lăsați un subscribe. Momentan are doar peste 400 de abonați, dar are un canal bun cu multă calitate și joacă și bine FIFA. Mai face și serii cu WWE 2K15, deci e foarte bun și merită mult mai mulți abonați. Deci YuliHD Gaming, canalul aveți în descriere, să vă abonați. Așa, să jucăm cu el, să jucăm, să îl invităm la un match. Și ne-a dat invitație, noi, el va juca probabil cu Real Madrid. Iar noi vom juca cu o echipă tot din Spania sau de unde o să jucăm, din Anglia sau Germania, cu Bayern München vom juca. Deci dacă e din Germania e clar Bayern München, o echipă foarte bună, mai ales în duelurile aeriene. Liga Campionilor au foarte multe goluri cu capul. Să facem echipa, așezarea echipei noastre, 4-4-2 formație, Robben, Ghiotze în atac, nu merge Ghiotze în atac, Müller. Și pe Ghiotze să-l băgăm și pe el. Cu Thiago, Xabi Alonso, Filip Lam. Unde să intre și Ghiotze? Wow, și Schweinsteiger, echipă foarte bună. Ribery, da, Ribery vine pe stânga. Și Bastian Schweinsteiger în locul lui Xabi Alonso. Aceasta va fi echipa noastră. Am luat și noi după overall. Cine are overall-ul mai mare, ăla joacă. Este și Javi Martinez, dar vom lăsa pe Benatia pentru că este foarte bun la cap. Da, și să jucăm, sper să îl batem pe adversarul nostru, pe Yuli. Are un nume simpatic. Bastian Schweinsteiger, cel mai vechi jucător din lotul lui Bayern în acest moment. Este de ceva vreme la clubul bavarezilor. Și va începe meciul, va începe primul nostru meci împotriva unui abonat. Un abonat care are și el canal de YouTube. Noi am avut lovitura de start. Atacăm în partea stângă. Iată, are, este cu Gareth Bale la balon. Am recuperat foarte bine posesia balonului. Lewandowski încearcă să lanseze acolo pe Thomas Müller. Avem doi atacanți cu un joc de picior foarte bun, Lewandowski și Thomas Müller. Mai ales că Müller poate juca chiar și mijlocaș. Este mai degrabă mijlocaș decât atacant. Poate juca atacant, nu numai mijlocaș, așa trebuia spus mai bine. Bale cu o lansare pentru Ronaldo. Ronaldo este care un nostru. Ronaldo trebuie să facă ceva. Neuer, Neuer! Scoate, incredibil, Manuel Neuer ne salvează. E un avantaj să-l ai pe cel mai bun portar din lume în poartă. Ribery acum are viteză foarte bună, Frank Ribery. Ribery trece frumos, rămâne posesia balonului. Carvajal oprește pentru un moment, avem corner. Obține cornerul Frank Ribery. El și cu Robben sunt aici la colț, la ce a mai venit un jucător ca Robben. Ribery pierde mingea acolo. Bale trece cu mult noroc. Trebuie să ne refiem, să recuperăm și o facem asta foarte bine. Ribery, paso. Ribery, ce schimbare bună de parte. Este Robben cu spațiu. Robben, ce, cum a fost acolo oprit Arjen Robben. Schweinsteiger l-oprește Marcelo care are un joc ofensiv foarte bun. O lansare periculoasă. Trebuie să mai joace și Manuel Neuer. Avem jucători până și în poartă cu abilități de mijlocaj. Manuel Neuer, știm cu toții cât de bine joacă cu piciorul. Nu degeaba a concurat și la Balonul de Aur. Nu se demarcă niciun jucător, nu pleacă
prin atac, trebuie să pătrundem pe flancuri, dar acum o minge centru al lui Alaba, foarte bună pentru Thomas Müller. Ocazie mare aici avută prin Thomas Müller, cere corner, să vedem dacă se va da, nu se dă. Este Iker Casillas care aruncă balonul de la 7 metri, din care o minge de 6 metri. Acum minge pentru Thomas Müller. Müller mai departe la Franck Ribéry. Ribéry vine mult din spate. Iată ce frumos! Ribéry! Păcat, păcat de trecerea lui. Foarte elegantă, foarte frumoasă din glezna acolo a lui Franck Ribéry. Francezul cu niște abilități tehnice și niște skill-uri foarte bune. Iată-l aici recuperând. Franck Ribéry șutează gol! Asta! 1-0, Franck Ribéry, ce gol marchează Ribéry, un gol de toată frumusețea după acea fentă frumoasă a reușit să mai facă o dată lată, să spunem așa. Franck Ribéry îl învinge pe căptanul Realului pe Iker Casillas, iată ce frumos a șutat aici, o armă letală, fineșatul. Folosit aici de Franck Ribéry, care deschide scorul, este 1-0. Sperăm să-l batem pe Iuli, care iată ce șut prinde aici prin Gareth Bale, puțin pe lângă poarta lui Manuel Neuer. A fost chiar și deviat, corner pentru Real Madrid, dar aceea schemă de execuție, o centrare în careul lui Neuer, a respins de acolo David Alaba și acum Lewandowski. Robert Lewandowski se duce de unul singur, trebuie să ia cu propriu această fază, dar Marcelo îl oprește pe Lewandowski, o lansare acolo și foarte bine Jerome Boateng, un fundaș foarte bun, jucător de națională a Germaniei, deși este frate cu jucătorul Ganei, Kevin Prince Boateng. S-a cam complicat acolo, nu prea știu ce face cu balonul la picior Thomas Müller, o lansare periculoasă pentru Gareth Bale, Bale scapă la unul cu Neuer, Bale pe lângă poartă, este pe lângă poartă, ce târziu am văzut mingea, Gareth Bale a trimis pe lângă poarta lui Manuel Neuer, ocazie foarte mare aici pentru Real Madrid de a egala, dar Gareth Bale nu a prins cadrul poziției, la fel cum a făcut-o și meciul cu Juventus, dacă vă mai aduceți aminte. Avem încă o dată aruncare de la margine, puțin lag aici și aici, nu înțeleg de ce. Să vedem pe Thomas Müller, încă un șut al lui Müller, peste poarta lui Casillas, a lăsat cu încredere să treacă balonul. Minutul 43, este 1-0 pentru echipa noastră, nu prea este un avantaj care ne susține foarte mult. Dacă am fi fost Juventus, am fi putut să ținem de acest scor, să suntem Bayern. Și nu trebuie, Bayern este o echipă nemțească, nu trebuie să se dea bătută niciodată, așa cum spunea Pep Guardiola. O lansare din nou pentru Gareth Bale, de multe ori scapă, Neuer reușește să ne salveze. Am avut acolo emoții deoarece a fost lagul ăsta, cum este și acum. Din păcate merge foarte greu în primul nostru meci, în primul nostru Wager. Merge din păcate cam greu. Carvajal, ce combinație a ieșit acolo. Carvajal este flancul drept, centrează periculos Carvajal, Boateng reușește să respingă. Incredibilă parada a lui Mare Neuer. A agățat acolo Bale balonul și minutul 45 are ocazie mare. Neuer a reușit să apere până la urmă, ne taxează. Și cine dă gol? Ronaldo. Nu s-a văzut meciul și reușește să marcheze. Un gol, să spunem, în stilul lui Messi, pentru că nu neapărat că a fost cu capul, pentru că Messi nu prea marchează cu capul, dar pentru că nu prea s-a văzut tot meciul și iată cum la o fază strălucește și o salvează pe Real Madrid, este eroul acestei echipe. Să facem și niște schimbări, să băgăm o altă artilerie, vom lua pe Xabi Alonso împotriva fostei sale echipe și de ce nu Mario Götze? Este foarte bun Mario Götze, chiar dacă este mai ofensiv, poate juca și pe această poziție. Este un mijlocaș chiar complet, dacă putem să spunem așa, Mario Götze. Gareth Bale pentru Benzema, mai departe! Nu se poate! Ce lag! Cât noroc i-a prins lagul ăsta! Isco este cel care marchează. 2-1 s-a întors scorul, cu capul a trimis acolo Isco. O fază făcută frumos, dar... nu știu cum s-a ridicat mingea, nu-mi dau seama, a fost totuși o greșeală a lui Götze din câte am văzut acolo.
2 la 1 și iată că încă o dată recuperează, dar de câte ori mingea la el, numai cu lag merge. Nu-mi dau seama de ce, iată, noi cum avem mingea, nu merge cu lag, dar la el merge. O lansare periculoasă, încă o lovitură de cap. Mamă, se joacă numai cu cap, în care nostru Ronaldo a fost și de această dată numărul 1 la cap al Realului. 2 la 1, nu-mi vine să cred asta. Dar la cum merge jocul, nu-mi dau seama cum am rezistat atât. Oh, șut pe cetrul porții în brațele lui Neuer. Trebuie însă să atacăm în continuare. Este 2 la 1, am marcat. Iau, am dominat, nu, ne-a dominat. 9 șuturi la 3. Diferență de 6 șuturi. Iată și pe a 10-lea. Manuel Neuer s-a opus încă o dată. Luka Modric a fost cel cu șutul acolo. O centrare a lui Gareth Bale. Foarte bine, foarte bine Manuel Neuer. Încă o lansare acestuia nu este foarte bună. Recuperăm. Este Frank Ribery. Poate el să strălucească încă o dată. Motoreta mai era poreclit odată, Frank Ribery, când juca la Marseille. Această motoretă a dat un gol, dar nu prea s-a văzut în repriza a doua. Iată la cum pe Xabi Alonso. Alonso pentru Ribery. Ribery, cât pe ce să agațe și acest balon francezul nostru. Rafinha la balon, Rafinha, ce face Rafinha acolo, pierde balonul, dar am recuperat încă o dată. Robert Lewandowski pentru Mario Götze, din nou la Rafinha, să vedem pe brazilian. Rafinha, un duel cu Marcelo, scoate cu călcâl Marcelo. Uite, Isco e mort, e foarte, foarte extenuat Isco. O pasă dată acolo foarte bună la Ronaldo și a întors la rândul său lui Luka Modric. Carvajal, Ribery face pressing, Ribery a avut un duel mai fizic cu Carvajal acum două sezoane în semifinalele Ligii Campionilor. Am văzut acea palmă, adică dacă vă mai amintiți, acea palmă dată de Ribery lui Carvajal. Minutul 83, este 2 la 1 pentru adversarul nostru, pentru Giuli, și asta nu este bine deloc. Până la urmă e bine că mai merge jocul, dar iată din nou avem lag. Este acum Isco! 3 la 1. Din păcate ne marchează o dublă Isco. Este 3 la 1. Acest lag nu a fost deloc bun. Dar adevărul că se vede în poze. Ăsta este. Acul vezi la jumate, acul vezi în careu. Trebuia, dacă mergea mai bine, nu știu ce să spun, chiar nu găsesc cuvintele, să vedem pe Ghioțe acum. Ghioțe cu o minge înaltă pentru Ribery. Ce spuneam, iată cum am pierdut, din ce cauză am pierdut balonul și încă o lansare, dar iată pe Gareth Bale ce viteză are. Și-a păstrat încă viteza foarte, foarte mare pe care o are acest galeș. Și minge la Benzema în fața 4 la 1, apără acolo Manuel Neuer. Dominați, dar jocul nostru nu a putut să se desfășoare cum și cum trebuia, pentru că am avut acest lag. Rămâne cu... avem foul, dar am rămas în posesie. Ribery cu o pasă la David Alaba. Alaba înapoi la Ribery, a încercat să retrimită lui Alaba, dar a recuperat. 4 minute de prelungire. Suntem pe cale să încasăm o primă înfrângere usturătoare. Boateng foarte bine recuperează, călcâi foarte bună la Robben pentru Müller. Trece Müller, Casilla, apără acolo, bară, ce ocazii. Ăsta a fost meciul. Pe final am avut această ocazie dublă, două ocazii în aceeași fază, foarte periculoase, dar din păcate nu am reușit să facem nimic din ele, să scoatem nimic. 3 la 1, după ce am condus cu 1 la 0, nu am mai reușit să marcăm și iată și cupa câștigată de Real Madrid. Da, o înfrângere grea, dar asta este, trebuie să mergem mai departe. 3 la 1, bravo, îl felicit pe Iuli. Joacă bine FIFA, după cum vedeți. A avut noroc. Da, ce să spun, ăsta a fost episodul nostru, primul nostru episod de la FIFA 15 Ultimate Team de la Wager. Vom mai juca și cu alți abonați, dacă vreți ne contactați pe Origin sau Skype și putem juca și cu alți abonați. Nu uitați să lăsați un like și
comentariu, dacă puteți să ne ajutați. Eu am fost Ultra FIFA, până data viitoare, rămâneți cu mine și sayonara!